Liza s-a întors acasă după ce a întâlnit-o pe avocată la notar. A finalizat formalitățile documentelor și a putut să intre în moștenire. Această procedură i-a luat multă energie. Boris, soțul ei, a murit cu patru luni în urmă, iar acum i-a devenit proprietara legitimă a tuturor bunurilor sale. Femeia a privit casa ei cu totul altfel, acum era proprietatea ei. În sfârșit, voi putea să schimb totul aici cât de mult m-a enervat acest interior pretențios. A spus Liza cu bucurie. Boris era un om foarte bogat, iar acum toate averea lui a trecut la soție. Liza s-a căsătorit nu din dragoste, ci mai degrabă din interes. Soțul ei era cu 15 ani mai mare decât ea. El o iubea foarte mult pe Liza, deși înțelegea că ea era atrasă mai degrabă de banii săi decât de el însuși dar femeia nu și-a arătat niciodată indiferența. Era chiar fericită cu Boris. Dar îi lipsea fericirea feminină. Liza voia să se îndrăgostească, ea primea acest sentiment cald de la soțul ei, dar îi dorea și să-l experimenteze ea însăși. Boris era un om bun, foarte amabil și grijuliu. Liza a trăit cu el în bucurie. Ea iubea pe soțul ei, dar nu ca pe un bărbat, ci ca pe un bun prieten și relațiile lor erau mai mult de prietenie decât romantice. Boris o răsfăța pe soție, îi dădea cadouri scumpe, o ducea în vacanțe. Toate acestea o epuizau pe Liza, îi era greață lângă soțul ei, o enervau conversațiile cu el. Nu putea să-i asculte poveștile despre muncă sau despre evenimentele care au avut loc în cursul zilei, iar bărbatul nu putea decât să o mulțumească cu cadouri scumpe. Cu toate acestea, cuplul avea un fiu în mare măsură, tocmai el a fost cel care a consolidat relația lor. El a fost și motivul pentru care Boris a făcut Lizei o cerere în căsătorie. Artur avea 9 ani și, spre deosebire de mamă, băiatul a suferit foarte mult din cauza morții tatălui său. Boris era sufletul copilului său, îi îndeplinea toate dorințele. Artur îi ducea dorul tatălui său, plângea noaptea, în timp ce Liza alegea mobilă nouă pentru sufragerie din catalog. Desigur, ea îl susținea, îl liniștea, îi spunea cât de mult îl iubește. Artur nu vedea că mama lui nu se îngrijora deloc de tatăl său. Liza nu arăta niciodată asta în fața fiului ei. Ea respecta sentimentele fiului ei despre faptul că existau probleme în relația dintre părinți, băiatul nu bănuia nimic. Liza, ca mamă iubitoare și femeie înțeleaptă, se îngrija de asta. După moartea lui Boris, Liza și Artur s-au apropiat, au început să petreacă mai mult timp împreună. Femeia a început să-și ia singură fiul de la școală, să-l ducă la secția de fotbal, să urmărească antrenamentele, dar în weekend îl trimitea întotdeauna la bunică. Pentru că Liza trebuia să-și aloce timp și pentru viața personală. Parțial, doliul ei nu a fost atât de lung și dificil, deoarece avea un om care putea să o consoleze. Nu se poate numi o soție exemplară, da, îl respecta pe Boris și îl iubea în felul ei, dar doar cu Slava se simțea o femeie adevărată. Cu doi ani în urmă, s-a întâlnit cu un tânăr. Boris începuse deja să se îmbolnăvească și petrecea cea mai mare parte a timpului în patul de spital. Acolo, în clinică, Liza s-a întâlnit cu Slava. Nu era angajat medical. Slava vizita mama sa bolnavă în spital, ea suferea de aceeași boală ca și Boris, leucemie. Mama bărbatului era deja în stadiul final. Ea mai rămas de trăit numai mult de o lună. Liza l-a văzut pe Slava plângând și nu a putut trece pe lângă el. Ea s-a apropiat singură de el și s-au cunoscut. Așa au început să comunice, la început i-a unit durerea, nu sprijinul reciproc. Liza a ajutat-o mult pe Slava după moartea mamei sale, inclusiv din punct de vedere material. Pentru că aproape toți banii bărbatului au fost investiți în tratamentul și îngrijirea mamei sale într-o clinică scumpă. A trebuit chiar să-și vândă afacerea. În cele din urmă, cuplul nu a mai putut să se despartă, a început o relație. Slava era cu opt ani mai mic decât Liza, dar niciunul dintre iubiți nu a fost deranjat de asta. Inițiativa a fost luată de Slava. Liza, la început, se baza doar pe o comunicare prietenoasă, dar nu a putut rezista avansurilor tânărului. S-a îndrăgostit de el ca o fată, un sentiment atât de puternic nu-l mai simțise niciodată. Lizei era chiar indiferent că Slava nu era la fel de bogat ca soțul ei. El nu era pentru ea doar un divertisment. Dacă cu Boris trebuia să fie suplă, bălândă, să-și ascundă adevăratul caracter sub masca unei soții respectabile, atunci cu slava aș putea da fru liber. Într-o oarecare măsură, chiar îi plăcea să se simtă superioară lui. Cu iubitul ei, Liza obținea tot ce îi lipsea atât de mult în relația cu soțul ei. Boris nici măcar nu bănuia că soția lui este infidelă. Ieșirea lui din viață nu a schimbat nimic. Când bărbatul a înțeles că i-a mai rămas puțin de trăit, i-a cerut Lizei să-și găsească un partener de viață demn, care să devină un exemplu pentru fiul său. Să-l înlocuiască pe tatăl său. Desigur, femeia nu a recunoscut că avea deja un nou iubit. Nu spune prostii, i-a răspuns ea. Nu voia ca el să plece, conștientizând că a trăit câțiva ani în minciună. Cel mai greu a fost să-i ascundă lui Artur moartea lui Boris. Băiatul știa perfect că tatăl său era bolnav, dar Liza l-asigura că se va face bine. Desigur, Artur înțelegea totul, dar se comporta bine. Când Boris a murit, Slava a spus imediat că vrea să se mute cu Liza, să trăiască împreună și să construiască o familie. Femeia a refuzat, explicând că ar fi foarte nepotrivit dacă ar aduce imediat în casă un iubit, mai ales că Artur nu ar accepta atât de repede un nou bărbat al mamei sale. Liza, de fapt, nu dorea să-și strice memoria soțului, dar nici nu dorea să-și piardă libertatea. Nu apucase să devină văduvă și deja intra în noi relații și locuință comună. Slava a mai ridicat această temă de mai multe ori. Dar de fiecare dată a primit un refuz. Liza, ca de obicei, a oprit mașina lângă școală pentru a-l lua pe Artur. Mai erau încă zece minute până la sfârșitul ultimului curs i a plecat prea devreme de acasă, așa că femeia a rămas în mașină, nu a mers la poartă. Se gândea ce să facă. Slava se comporta foarte insistent. Liza încerca să înțeleagă de ce dorea să locuiască împreună atât de brusc. Ea l-ajuta deja financiar, nu avea de ce să se plângă. La ce folosesc toate aceste formalități cu înregistrarea căsătoriei? Să te trezești și să adormi împreună nu era încă pregătită pentru asta. Deodată a văzut că Slava se apropia de școală, purtând în mâini o uriașă cu un rucsac de jucărie. Liza a aruncat imediat cartea cu care voia să scape de timp și s-a îndreptat spre iubitul ei. O tremura de furie, de ce venise la școală și încă și cu un cadou pentru copil. Nu cumva îi ascundea ceva. Era uimitor că tocmai se gândise la el. Ce face aici încă cu jucării? A întrebat-o pe Slava, speriată de apariția ei atât de bruscă. Ai un copil? A răspuns el. Ai. A întrebat-o Liza, mirată. Am vrut doar să mă cunosc și am cumpărat un cadou. De ce faci asta? I-am spus că eu te voi prezenta când va veni timpul. Liza vorbea iritat și se uita la ceas. Până te aștepți, fiul tău va merge deja la armată, iar noi nu ne vom cunoaște niciodată. Slava a răspuns cu un zâmbet pe față și s-a întins să o sărute pe iubita sa. Liza s-a îndepărtat. O enervaseră foarte mult acțiunile iubitului ei, se abținea să nu facă scandal într-un loc atât de public, mai ales în fața școlii. El încă nu s-a împăcat cu moartea tatălui său, iar eu trebuie să-i aduc unul nou. Liza a spus cu greu, reținându-și iritabilitatea. Nu te mai implica în astfel de activități. Și ce fel de cadouri sunt acestea? Știi cât are fiul meu. El nu mai joacă de mult cu astfel de jucării. În acel moment, pe poarta școlii a apărut Artur. El a salutat-o pe mama lui cu mâna, s-a despărțit de prieteni și a alergat spre poartă. Salut, Artur, a spus Slava, întinzându-i mâna băiatului pentru a-l strânge mână. Băiatul a privit nedumerit mai întâi la mama lui, apoi la bărbatul necunoscut. În acel moment, Liza tremura de furie. Se părea că o să-l străpungă pe Slava cu privirea. Nu vorbește cu străinii, a explicat Liza, apucând-o pe fiul ei de mână și conducându-le spre mașină. Ei voi suna seara, a spus Liza, grăbindu-se să-l așeze pe Artur în mașină. Apoi s-a urcat la volan și a accelerat imediat. Slava a rămas în picioare la poartă cu cutia în mâini. Era supărat și nu înțelegea în ce a greșit. Liza era iritabilă, încât a uitat chiar și de tradiția lor de a merge după școală la un magazin de înghețată. Înainte mergeau acolo împreună cu Boris în fiecare weekend, deoarece în acest mic local confortabil făceau cel mai delicios desert. Artur era supărat că în acea zi nu a putut să se bucure de înghețata sa preferată, cu ciocolată. Dar nu a mintit mamei, pentru că a înțeles că nu era în apele ei. Mamă, iar vei avea vreodată un bărbat nou? Nu trebuie să-l numesc tată. A întrebat Artur la cină. De la întrebarea neașteptată, Liza a înghițit în sec. Nu se aștepta la o astfel de reflecție din partea fiului ei de 9 ani. Femeia nu dorea deloc să-și implice copilul în secretele vieții sale personale și întotdeauna se străduia să-l protejeze de detalii inutile. În momentul în care Artur a întrebat despre noul tată, Liza s-a enervat și mai tare pe slava pentru isprava lui. El o sunase de mai multe ori, dar ea nu a ridicat receptorul, pentru că știa că totul se va termina cu un scandal. Avea nevoie să se calmeze puțin mai întâi. Liza nu înțelegea de ce a făcut el o astfel de prostie. De ce insista atât de mult cu mutarea și viața comună? Desigur că nu, a răspuns Liza calm, deși în interiorul ei se dezlănțuise o furtună. Ce vrei să spui, nu va fi niciun bărbat nou sau nu trebuie să-l numesc tată. A continuat să o tortureze pe mamă Artur. Trăsătura de răbdare a Lizei începea să se epuizeze, dar nu voia să-și descarce furia pe el, pentru că nu era de vină pentru starea ei. Artur, nu te gândi la asta, a spus ea. Dacă voi avea un prieten, îl poți numi cum vrei tu. Iar acel domn care a venit la școală, este doar un prieten. Dar cine este? A întrebat din nou băiatul, punând o întrebare incomodă este doar un prieten, iar tu trebuie să te culci. Liza a găsit o soluție, Artur și-a umflat obrașii și s-a uitat la ceas. Era doar ora 20. Mama lui nu-l trimitea niciodată la culcare atât de devreme, dar după expresia feței ei era clar că nu are sens să se certe. Mamele sunt bune la a face astfel de fețe, după care copiilor le dispar toate întrebările. Liza a deschis din nou catalogul cu mobilier pentru a-și distrage atenția de la furie. Dar de data aceasta nu a putut să-și schimbe gândurile. Comportamentul lui Slava era deja dincolo de orice limită. Mai era și o chestiune de cum a aflat iubitul ei, în ce școală învață fiul ei. Nu-și amintea să-i fi spus vreodată asta. Practic, nu vorbeau aproape deloc despre Artur. A doua zi, Liza a dus-o pe Artur la școală și s-a întâlnit cu Slava. Artur a spus că vrea să meargă la un prieten după școală, părinții lui îl vor duce. Prin urmare, ea a avut și mai mult timp liber. În acea zi, Liza s-a calmat puțin și era pregătită să discute calm despre comportamentul tânărului ei. Ce a fost cu ieșitul tău de ieri? L-a întrebat pe Slava, care s-a apropiat de ea și a vrut să o îmbrățișeze. Femeia s-a îndepărtat de el, nu mai era la fel de supărată ca în ziua precedentă, dar voia să-i arate prin comportamentul ei că nu i-a plăcut ceea ce s-a întâmplat. Am vrut doar să mă cunosc cu fiul tău, ca să pot accelera cumva dezvoltarea relației noastre, a explicat Slava. Liza a râs foarte tare și forțat. De unde ai dedus că trebuie să facem asta? A întrebat ea. Înainte de a face ceva, trebuia să te consulți cu mine, a spus bărbatul. Suntem împreună de aproape trei ani, a început să explice bărbatul. În primul rând, ne ascundeam de soțul tău, acum suntem nevoiți să ne ascundem de fiul tău. Așa va fi până când el însuși se va căsători sau nu va pleca de la tine. Un astfel de ton nu i-a plăcut Lizei, femeia era obișnuită să fie ea cea care decide totul i-am spus deja că vom locui împreună și te vei cunoaște cu fiul meu atunci. Când va veni timpul? Până nu va veni timpul, a spus Liza, încercând să-și păstreze un ton sever. Slava a oftat adânc. El era deja obosit să se ascundă și să se ascundă. Bărbatul voia o relație normală. El i-a explicat iubitei sale că o așteaptă prea mult. El dorea să creeze o adevărată familie cu Liza. Timpul de doliu a trecut, nimeni nu te va condamna și cu cât mai repede ne vom cunoaște cu Artur, cu atât mai repede ne vom împrieteni, a spus el. Da, ai dreptate, a confirmat cuvintele lui Slava Liza. El a ghicit. Nu-ți imaginezi cum este să privești în ochii fiului tău care își iubește tatăl și care întreabă dacă mama îi va aduce un nou tată. Slava s-a scuzat și totuși a îmbrățișat-o pe femeie. De data aceasta ea nu s-a opus, s-a predat. Lacrimi au curs pe obraj, dar le-a șters repede pentru a nu părea slabă. Doar nu spune că m-ai iubit sau că îl iubești pe Boris, știu că nu e așa, a spus Slava. Am calculat împreună cât de bogată vei deveni după moartea lui. Nu spun că l-am iubit, a răspuns Liza. Nu suntem legați de el. Mă doare să văd în ochii fiului tău care și iubește tatăl cum te întreabă dacă îi vei aduce un nou tată, a spus Slava. Liza a început să plângă, dar s-a oprit repede pentru a nu părea slabă. Nu spun că îl iubesc, a spus Liza. Nu suntem legați de el. Mă tem pentru Artur, el tânjește după tatăl său. Oricine ar fi fost Boris, ca tată a fost minunat și nimeni nu-l poate înlocui pe Artur. Liza a explicat de ce amână acest moment. De fapt, se temea doar de starea morală a fiului ei. Femeia știa cum va reacționa băiatul ei. Nu voia să-și creeze probleme suplimentare. Slava a liniștit-o pe iubita sa, spunându-i că ea doar se încurcă. Trebuie să mai gândesc la tot, a spus Liza. O să vorbesc cu fiul meu, să aflu cum se simte și abia după aceea voi lua o decizie finală. Slava voia să spună ceva, dar a fost întrerupt de un apel telefonic. Liza a primit un apel de la un număr necunoscut. De obicei nu răspundea la astfel de apeluri, dar voia să scape de conversație, așa că a ridicat receptorul. Spunem adresa spitalului, a spus Liza după ce a ascultat mesajul de la apelant. A notat repede strada, numărul clădirii, a închis telefonul și a alergat imediat la mașină. Slava a alergat după ea, întrebând pe drum ce s-a întâmplat. Liza a spus că a primit un apel de la mama prietenului lui Artur, cu care au decis să se plimbe după școală. Artur a căzut de pe bicicletă și s-a accidentat grav. El nici măcar nu a putut să se ridice singur. Băiatul a fost dus la spital cu ambulanța. O să merg cu tine, a spus Slava. De data aceasta Liza nu a mai protestat, era indiferent. Femeia se gândea doar la fiul ei, care a intrat în necaz. Ea se învinovătea pentru ce s-a întâmplat și se certa pentru că i-a permis să meargă la prietenul său. Doctorul a anunțat niște vești foarte proaste, a spus medicul. Artur are coloana vertebrală deteriorată. Băiatului se cere o operatie, altfel riscă să rămână paralizat pe viață. Liza simțea că pământul îi se dădea de sub picioare. Dacă nu ar fi fost slava, care a reușit să o prindă, femeia ar fi căzut pe gresie. Liza Pavlovna, nu vă faceți griji, a liniștit-o doctorul, vom face tot ce ne stă în putință. Artur se va ridica pe picioare. Doctorul doar o calma pe mamă. Operația urma să fie dificilă, iar starea băiatului se înrăutățea pe minut. Vom efectua operația de îndată ce veți putea strânge suma necesară, a spus doctorul pot oferi orice sumă, doar salvați-mi copilul acum, a spus Liza cu un glas răgușit de lacrimi. Medicul a scris pe bucăți de hârtie costul și l-a dat Lizei. I-a privit în tăcere și a întrebat în numerar sau se poate cu cardul. Operația a fost plătită și acum îl pregăteau pe Artur pentru procedura dificilă. Liza nu s-a despărțit de fiul ei până seara. Slava a așteptat-o tot timpul în hol. Iei a cerut să plece acasă. Bărbatului nu era de niciun folos să o păzească. Dar Slava pur și simplu nu putea să-și părăsească iubita într-un moment atât de dificil. A spus că va aștepta cât va fi nevoie. Haide! A spus Liza ca și cum ar fi fost ultima călătorie din viața ei. Slava, care deja a dormit pe o bancă din hol, s-a ridicat repede și a întrebat unde. În locul în care ai dori atât de mult să ajungi, a răspuns Liza. Vladimir s-a uitat la femeie cu o privire nedumerită. A ridicat chiar o sprânceană, dându-i de înțeles că nu ghicește despre ce vorbește. Acasă, a oftat Liza. Nu vreau să rămân singură astăzi. Mi-e atât de rău ca niciodată înainte. Bărbatul a îmbrățișat-o pe iubita sa și a ajutat-o să coboare scările până la parcare. Liza arăta într-adevăr rău. Mergea încet, împinându-și picioarele. Capul ei era învârtit de la emoții și foame. A stat toată ziua lângă fiul ei, fără să se despartă nici măcar pentru a bea ceai. Întregul univers pentru mama nefericită a devenit gri. S-a așezat la volan, s-a apucat de volan și a strigat tare. Sau poate că Dumnezeu mă pedepsește? A întrebat ea deja pe Slava, care se înfipsese în scaunul mașinii scumpe și se temea să se miște în plus. Sunt o persoană rea. Soție și mamă rea. M-am gândit doar la mine, acum va trebui să mut centrul atenției pe fiul meu. Poate că această situație mi-a fost trimisă pentru asta. Ce vorbești? A spus Slava într-un ton bălând, dându-i părul care i-a căzut în față Lizei ești o mamă minunată, ai gândit doar la Artur. Cât timp ne cunoaștem, îmi amintesc mereu cum urmărești ora pentru a nu întârzia la școală sau la fotbal. Ar fi trebuit să fiu lângă el, nu să urmăresc ceasurile, a spus Liza și a încercat să pornească mașina. Slava a oferit să-i conducă pe Liza acasă. Nu putea să se urce la volan în starea ei. Femeia a ieșit în tăcere din mașină, s-a mutat pe locul pasagerului. Când mașina a plecat, ea a scos o sticlă de vin din bancheta din spate. Acum voi uda durerea. A explicat ea, ajungând la port bagaj pentru un dop. Nu este cea mai bună soluție. Dar nu este treaba mea să decid. A răspuns Slava, fără să-și scoată ochii de pe șosea. Liza nu a răspuns și a făcut un gâtlej. A pus capul pe geam și s-a uitat la peisajul care se schimba pe afară. Gândurile ei se grăbeau la fel de repede ca mașina în care stătea. Artur nu se rănise niciodată înainte, nici măcar la antrenamente, nu se rănise niciodată. Și iată că un simplu bicicletă îl poate face invalid pe viață. I-a luat-o cu adevărat ca o pedeapsă personală. Slava a liniștit-o pe Liza, dar nu a putut să-și ascundă admirația pentru casa ei. În timp ce Liza căuta în bucătărie ceva de mâncat, el se plimba prin sufragerie, examinând fiecare detaliu. Femeia a observat interesul său pentru colecția de tablouri a soțului ei decedat și pentru întrecul rând de statuete prețioase de pe șemineu. A decis să se distragă cu un dialog cu iubitul ei, din moment ce el era pentru prima dată la ea în vizită. Ești ca un turist într-un muzeu. A glumit ea, dar a zâmbit foarte trist nu știam că ai o casă atât de minunată. A spus Slava, luând-o de mână și arătând una dintre figurinele miniaturale. Urăsc toate aceste suveniruri. A spus Liza. Dar Boris le adora ca un nebun, valorează o avere, vreau să le vând și să le refac, dar acum nu am timp pentru asta. Când se va recupera Artur, probabil că ne vom muta deloc. Poate că deja în trei. A chicotit Slava în direcția femeii, de data aceasta, vocea Lizei nu avea reproș. Nu mai avea putere să se certe sau să se enerveze. Iarăși ea era în necaz, iar alături de ea era doar Slava. El o sprijinea mereu în momentele dificile, de aceea i-așa dorit să-l invite la ea, pentru că știa că alături de el se va simți în siguranță. Au început să se culce, dar Liza a dormit foarte prost, îi venea mereu în minte cum Artur cădea din bicicletă din nou și din nou. S-a întors pe partea cealaltă pentru a-și îmbrățișa iubitul și a se liniști puțin, dar a constatat că el nu era în pat. Femeia a ieșit din dormitor și l-a văzut pe Slava pe terasă. Vorbea cu cineva la telefon. Nu mă interesează, voi întreba mâine. Și-a spus Liza pentru ea însă și s-a întors înapoi în pat. Nu a putut a dormi, așa că s-a întins și s-a uitat în tavan. Slava nu a fost mult timp. Femeia nu putea vedea ceasul cât a durat, dar după sentimentele ei a trecut aproximativ o oră. În cele din urmă, ușa dormitorului s-a deschis și Slava a intrat pe vârfuri spre pat, iar Liza și-a închis brusc ochii și s-a prefăcut că doarme. Liza l-a întrebat pe Slava cu cine a vorbit noaptea. Slava a palit și a devenit vizibil nervos. S-a încurcat puțin, dar a răspuns totuși. De ce crezi asta? A spus el am dormit toată noaptea. Nu mă minți. A spus Liza, apropiindu-se de fața bărbatului. Te-am văzut noaptea pe terasă. Am sunat-o pe sora mea. A spus Slava, oftând. Ea trăiește în alt fusorar, așa că putem vorbi doar noaptea. Are un copil în curând. Voiam să știu dacă s-a născut deja nepotul meu. Liza a zâmbit. Era mulțumită de acest răspuns, pentru că bănuia că iubitul ei o înșela, iar această informație era destul de logică. De ce nu mi-ai spus niciodată că ai o soră? a întrebat ea. N-a fost ocazia. Tu nu m-ai întrebat prea multe despre viața mea. A răspuns Slava, dându-și din umeri. Liza s-a gândit. De fapt, nu știa nimic despre viața iubitului ei. În principal, doar el o asculta. Slava a întrebat-o dacă îl poate duce acasă, adică la cafenea în care s-au întâlnit ieri, pentru că mașina lui rămăsese acolo. Desigur, știi. Liza a răspuns dramatic. Și știi ce? Liza a tăcut dramatic, i-a creat o atmosferă, de parcă mai departe ar fi vrut să rostească o vorbire foarte importantă și patetică. Vino la mine din nou astăzi. Poți chiar să stai! Slava a zâmbit. Asta însemna că Liza a ajuns în sfârșit la un nou nivel în relație. Ea însă și a propus să locuiască împreună. El a sărutat-o pe iubita lui, a spus că va veni neapărat. Toată ziua Liza a petrecut-o din nou la spital. A vorbit foarte mult cu doctorul, care i-a povestit detaliile operației viitoare. Liza a plâns, îi era greu să asculte despre asta, dar avea încredere în medici. Vom efectua operația dimineața. A spus doctorul. Va lucra cel mai bun chirurg al nostru, Gleb Victorovici, un om cu o vastă experiență. Vă recomand să veniți după amiaza. Dacă ceva nu merge conform planului, vă vom suna. Ochii s-au lărgit din nou. A auzit temerile medicului cu privire la operatie. Poate ceva să nu meargă conform planului? A întrebat ea speriată. Nu vă faceți griji, trebuie să vă avertizez doar că sunt posibile diferite rezultate ale situației. Vom face tot posibilul. Vă puteți baza pe asta. Cuvintele doctorului nu au liniștit prea mult pe Liza. Acum se simțea și mai îngrijorată. Ea a revenit acasă obosită și epuizată. Mâine băiatul ei urma să fie operat și nu putea să-l ajute cu nimic. Slava era deja acasă și, spre surprinderea Lizei, stătea pe canapia în costum formal, cu coafură și un imens buchet de flori. Ea în aspectul ei dezordonat și plângând, nu corespundea lui deloc. Dacă am uitat vreodată importantă, atunci te rog să mă ierți. Tu însuți înțelegi, nu am timp de sărbători. A spus ea și chiar a încercat să zâmbească. Cred că trebuie să te distragi de la gândurile tale triste. Mâine îl vor opera pe Artur, se va ridica rapid în picioare și va dansa cel mai vesel la nunta noastră. Slava a scos din buzunar o cutie mică și s-a așezat în genunchi. Dacă, desigur, vrei să devii soția mea. În acel moment, Liza a uitat pentru o secundă de problemele ei. S-a uitat la bărbatul iubit, care stătea în fața ei în genunchi. I-a visat mereu la acest moment și a imaginat-o în imaginația ei, dar nu într-o astfel de situație. Desigur, Boris i-a făcut și el o cerere în căsătorie foarte frumoasă după toate tradițiile, dar atunci nu a fost prezent bărbatul principal pe care îl iubea cu adevărat. Liza s-a căsătorit cu Boris doar din dragoste pentru o viață bogată și frumoasă. De ce acum? A întrebat-o Liza pe Slava, tremurând de emoție pentru că am așteptat prea mult, a spus el. Vreau să împărtășesc cu tine și bucuria și durerea. Mă simt ca și cum aș fi tatăl lui Artur, chiar dacă nu ne cunoaștem încă. Bine, voi accepta, dar vom reveni la discuția despre nuntă după ce fiul meu se va recupera complet, a spus Liza. Slava a sărit în sus, a alergat la iubita lui, a luat-o în brațe și a învârtit-o în aer. Liza zâmbea, dar era un zâmbet foarte trist. I se prelingea lacrimi, dar nu de fericire. Femeia trecea printr-o perioadă foarte dificilă. Asemenea, fluctuații emoționale nu-i făceau deloc bine. Ea pur și simplu nu mai înțelegea ce se întâmplă. Slava a profitat pur și simplu de moment. Dacă Liza ar fi fost emoțional stabilă, nu ar fi acceptat propunerea lui, pentru că se îngrijora de libertatea și independența ei. În prezent, femeia era vulnerabilă i-a profitat de această oportunitate de a se bucura. Totul s-a întâmplat prea repede. Liza însă și și-a dat seama de asta puțin mai târziu, când stăteau la cină cu logodnicul. Liza s-a speriat de decizia ei. Cum poate să se gândească la căsătorie când Artur este în această situație? Dar era prea târziu să se retragă. Pe de altă parte, Liza a dat doar acordul, iar nunta poate fi amânată la infinit. A doua zi, Liza nu a auzit alarma. O instalase special, dar deja trecuse chiar și prânzul. După o noapte grea, Lizei era greu să se desprindă de pernă. Dar suna insistent. Atunci a realizat brusc că azi este ziua operatiei. S-a ridicat repede și a început să caute telefonul. Liza a auzit de unde venea sunetul, dar nu putea să-l găsească o durea foarte tare capul, de parcă ar fi băut ceai liniștitor seara trecută, ceva mai tare. Telefonul nu voia să fie găsit. Deodată, Liza a realizat că sunetul vine din sertarul dulapului. Ea nu mai pusese niciodată telefonul acolo. ce i s-a întâmplat ieri? Sunau chiar din spital. Inima Lizei a început să bată nebunește. Liza Pavlovna, ne pare foarte rău, au spus la telefon. Liza i s-a întunecat imediat în ochi. Femeia a scuturat din cap, repetând doar nu. Din tonul medicilor care începuseră conversația, Liza a înțeles că nu va auzi nimic bun în continuare. Lacrima a început să-i curgă din ochi. S-a prăbușit în genunchi și a pus capul pe podea. Liza Pavlovna, lui Artur, i s-a întâmplat un șoc anafilactic. Nu am apucat să facem nimic, Ați spus că băiatul nu are alerge la medicamente, a spus doctorul. Liza a aruncat receptorul și a rămas întinsă pe podea. A tras o pătură de pe pat și a strâns-o într-un ghem, îmbrățișând-o cu putere. Corpul femeii era zguduit de o durere insuportabilă. Se zvârcolea ca o șarpe, țipa și se înfigea în cearșaf. În camera a intrat Slava. S-a îngrozit când a văzut-o pe iubita lui în această stare. Ce s-a întâmplat, Liza? Ce ai? a întrebat el. Sunt o mamă groaznică. Groaznică, a strigat Liza. Artur nu mai este, și eu sunt singura vinovată. Slava s-a așezat imediat în genunchi în fața ei. A luat-o de mână pe Liza și a sărutat-o. Nu ești vinovată, a spus el. Liza a strigat din nou și și-a strâns degetele atât de tare, încât s-a auzit trosnetul articulațiilor. Ochii femeii erau nebuni. Se uita în jur, de parcă ar fi așteptat să-l vadă pe Artur, care să-i spună că totul este o glumă, că totul este în regulă cu el, că medicii au greșit. Dar în fața ei era doar slava, care nu știa cum să o consoleze. Fața lui era îngruntată de durere, pentru că Liza continua să infigă unghiile ascuțite în piele dar el a suportat. Mai bine să-și verse furia și durerea pe el, decât să facă ceva cu ea. La spital, Liza nu asculta ce spunea doctorul. Se uita la Artur și nu putea să-și ia ochii de la băiatul ei. Părea că doar doarme. Ea nu mai avea putere să plângă. Pur și simplu stătea ca o statuie. Fetița mea a spus un glas bun și familiar din spatele ei. Era mama ei. A sosit la spital imediat după ce Liza i-a spus ce s-a întâmplat. Femeia a îmbrățișat-o pe fiica ei și a strâns-o puternic în brațe. Cum să trăiesc mai departe, mamă? a întrebat Liza. Glasul ei era complet diferit. Se auzea teamă și disperare. Pentru prima dată în viață, Liza era într-o stare atât de vulnerabilă. Femeia puternică pe care o cunoștea toată lumea era zdrobită se uita la mama ei și aștepta ca ea să-i rezolve toate problemele, ca în copilărie. Vom trece peste asta, a spus Olga Vasilievna. Ea însă și avea nevoie de multă putere. Toate grijile le-a preluat bunica. Liza nu era în stare să se ocupe de ele. I-a dat mamei ei cardul, iar ea însă și s-a închis în camera ei. Liza nu se ridica din pat, era strânsă într-un ghem a pus în fața ei o fotografie a lui Artur și stătea așa ore întregi. Slava nu știa cum să se apropie de ea. Femeia nu reacționa la cuvintele și întrebările lui. Mâncarea pe care i-o aducea, ea o ignora. Slava pur și simplu lua farfuriile cu mâncarea răcită. Se uita trist la iubita lui și o lăsa din nou singură cu gândurile ei. O mie de gânduri se învârteau în capul Lizei cum ar fi cum nu putea să nu știe că Artur avea alerge și de unde ar fi trebuit să știe. Nu i s-a cerut niciodată intervenție chirurgicală înainte. De ce s-a întâmplat asta tocmai cu ea? Dacă a fost o pedeapsă pentru ea, de ce a trebuit să sufere Artur? Mai bine ar fi fost să-și rupă coloana vertebrală și apoi să sufere chinuri groaznice de șoc anafilactic. A venit ziua înmormântării. Liza a luat o doză masivă de sedative pentru a putea supraviețui în acea zi. Slava se pregătea în tăcere. El doar se uita cu tristețe la iubita lui. Ea scoase încet o rochie din dulap, apoi se pieptănase la fel de încet. Trecând de mai multe ori cu pieptenele prin aceeași șuviță. Privirea ei era goală. Ea se uita pur și simplu în gol și nu reacționa la nimic. Trebuie să plecăm, a spus slava Lizei, care stătea pe canapea, continuând să-și smulgă părul cu pieptenele. Mai aștept un minut, vreau să fiu singură. A spus Liza. Nu vei merge la înmormântarea propriului tău fiu. A întrebat surprins bărbatul. Liza a oprit brusc acțiunile ei și a rămas nemișcată. Această frază a răsunat pentru ea ca un trăsnet. Ea s-a întors încet spre slava. Lui a fost chiar frică de această scenă. Vreau doar să ajung acolo singură. A spus Liza. Femeia evita în mod special cuvintele cimitir, înmormântare și altele asemenea. Ea se temea. Conștiința ei refuza să asocieze aceste cuvinte cu fiul ei. Se părea că ele nu ar trebui să se întâlnească niciodată într-o singură propoziție. Slava nu a vrut să se certe cu mama nefericită și a plecat singur. Liza s-a întors din nou spre fereastră și a continuat să-și piepte nepărul. Nu știa cât timp a trecut, femeia a căzut într-o stare ciudată. Nu se știe ce a avut un efect asupra ei. Depresia sau acțiunea sedativelor, dar ea nu-și observa deloc trecerea timpului. Slava a scris un mesaj: Unde ești? Liza s-a ridicat imediat în picioare, și-a îmbrăcat rochia și a urcat în mașină. Întârzia la înmormântarea propriului ei fiu. Mai puțin și nu va putea să-l mai vadă niciodată. Încălcând toate regulile posibile de circulație, Liza a ajuns la cimitir. A ieșit din mașină și a alergat spre locul de înmormântare. Deodată a văzut o bătrână care căzuse și nu se putea ridica. Nu se știe ce a atras-o pe Liza la ea, dar în ciuda întârzierii sale considerabile, a decis să mai aștepte. Pentru a ajuta pe biata bunică. I-a întins mâna. Și a realizat că aceasta vedea foarte prost. Nu putea nici măcar să apuce palma. Atunci Liza a ridicat-o de la spate și a ridicat-o în picioare. Mulțumesc, dragă fată, a spus bătrână. Lasă-mă să te răsplătesc nu e nevoie, bunicuță, trebuie să mă grăbesc, a spus politicos Liza. Deodată, bunica a prins-o pe Liza de braț. S-a uitat în ochii ei, deși privirea ei era goală și până atunci nu văzuse nici măcar mâna întinsă în fața ei. Lizei s-a făcut un pic frică de această situație. Dar nu putea să nu se uite la bătrână. Era ceva neobișnuit la ea. Inelul ăla-l porți de nu se cuvine să te gândești la căsătorie când fiul tău e în așa jale, a spus bunica. Liza a căzut aproape pe jos când a auzit această frază. De unde putea să știe această femeie despre fiul ei? Cu atât mai mult despre faptul că i s-a făcut o cerere în căsătorie cu doar câteva zile în urmă. Acum nu voia să plece de lângă această bunică. M-ai ajutat. Vreau să-ți răspund eu la fel, a spus bunica vrei să-ți ghicesc? Liza a dat din cap în tăcere. Ea deja uitase unde se grăbea. După ce a spus această femeie, pur și simplu nu era posibil să nu-i fie de încredere. dă minelul -mi pe care ți l-a dăruit acest iubit. Văd că-mi va da răspunsuri la toate întrebările tale, a spus bunica. Liza, fără să-și ia ochii de la bunică, și-a dat jos inelul și l-a dat. Bunica a luat inelul de pe genunchi, Liza a și -a așezut pentru a observa procesul. Era foarte interesată. I-a sunat din nou telefonul, dar ea l-a respins, nici măcar nu s-a uitat cine suna. Liza oricum se gândea cine și de ce. Bunica a săpat direct cu mâinile o mică groapă în pământ și a pus acolo inelul. Apoi a scos din mânecă o ramură. Liza s-a uitat mai atent și a înțeles că era o ramură obișnuită, dar înfășurată cu o sfoară roșie. Cu această ramură, bunica a îngropat inelul, apoi a început să deseneze pe pământ. Când Liza a văzut ce a desenat bunica, pe spate i-au alergat fiori. Pe pământ era clar vizibil un desen al unui bicicletei. Apoi a fost ceva asemănător cu un ac. Liza înțelegea clar interpretarea acestor desene. Ea a fost chiar puțin dezamăgită că a cheltuit timpul prețios. Pentru că ceea ce reprezenta bunica, ea știa deja. Deodată, bunica a șters brusc toate desenele și și-a ridicat ochii spre Liza. O privea direct. Ai avut dreptate să te învinovățești pentru ceea ce s-a întâmplat cu fiul tău, a spus ea. Lizei i-au țășnit lacrimile din ochi. Ea plângea cu suspine și nu se putea opri. Nu știam despre alerge, a spus Liza cu un glas plângător. Nu există nicio alerge, a spus bătrâna cu un glas scăzut, cu totul diferit de cel cu care vorbise înainte. Nu există moarte. Deocamdată. Fiul tău este în mare pericol. Dacă nu te grăbești, atunci pământul va lua cu adevărat fiul tău. El este viu, te înșală cel care ți-a dăruit acest inel. Bunica a înfipt bastonul ei chiar în locul în care fusese îngropat bijuteria. Vina ta este că ai adăpostit o viperă la sân și ai adus în casă un criminal, a continuat să vorbească bătrâna cu un glas de altă lume, înfiorător. În ziua a doua, totul a mers diferit decât de obicei. Ai dormit un somn adânc, deși înainte sufereai de insomnie. Telefonul tău a fost ascuns, iar alarma nu a funcționat. Vezi că ai o durere de cap puternică, deși înainte nu sufereai de migrene. Liza și-a amintit imediat de dimineața în care i s-a spus despre moartea fiului ei. Nu se gândise niciodată la acele lucruri ciudate. De fapt, totul părea să fi fost pus la cale pentru ca ea să nu ajungă la spital. El te-a salvat, adaugând un medicament, a spus bătrână. Aș fi avut un accident și dacă ai fi mers la spital. Acum fugi, salvează-ți fiul, nu mai este mult timp. Liza, fără să stea pe gânduri, a alergat spre locul înmormântării. Pe drum a sunat la ambulanță. Femeia a ajuns la timp. Deasupra sicriului fiului ei se cobora deja capacul și se pregăteau să-l încuie. Opriți-vă! a strigat Liza. Toți s-au întors la strigătul ei. Slava a alergat imediat la iubita lui. El voia să o îmbrățișeze, dar Liza l-a privit așa de dur încât el s-a oprit și a rămas nemișcat. Liza nu avea niciun motiv să nu creadă cuvintele ghicitoarei. Ea spusese prea multe adevăruri. Asta însemna că Artur era viu. Și tocmai fusese îngropat de viu. Vina era a lui Slava, iubitul ei. La criză s-a apropiat mama ei. Păcat că a întârziat, a spus Olga Vasilievna. Așteptați, este mama băiatului, lăsați-o să treacă, a strigat Liza cu voce solemnă. Prinderea este anulată. Oaspeții au început să se uite unul la altul și să șoptească. Oamenii au crezut că femeia a nebunit de durere. În acel moment, Slava s-a agitat și a început să se îndepărteze încet. După o clipă, a luat-o la fugă. Dar în acel moment a sosit ambulanța șoferul a fost distras de mulțime. Medicii au observat că oamenii se comportau ciudat, așa că nimeni nu a privit drumul și mașina a lovit direct pe Slava, care nici el nu se uita în jur. Liza a alergat la medici. Fiul meu este viu, a anunțat ea. Dar medicii s-au repezit la Slava, care zăcea pe asfalt. Bărbatul încerca să se ridice pentru a fugi, dar nu reușea o durere ascuțită în picior nu-i dădea posibilitatea să se ridice. Atunci Liza a venit și a călcat pe picior, care era deja clar că era rupt. Nu vei putea fugi, a spus Liza cu voce rece. Dacă Artur nu va supraviețui, eu personal te voi îngropa lângă el. Slava s-a încrunțat de durere. În acel moment, Olga Vasilievna a alergat. I-a cerut să se explice ce se întâmplă. Liza a povestit totul mamei și medicilor. Dar nici unii, nici alții nu i-au crezut. Ei au cerut femeii să se îndepărteze pentru a le permite să ajute pe cel lovit de mașină. Ea spune adevărul. Băiatul, poate, este încă în viață, a spus cu greu slava. El se zvârcolea de durere, așa că a decis să mărturisească. Bărbatul spera că Liza va scoate în sfârșit piciorul de pe degetele lui dar ea doar a apăsat mai tare pe ea. Doamnă, încetați să-l mutilăți pe bolnav, a spus unul dintre medici. Luda, du-te la mormântul băiatului, eu voi rezolva aici. Ludmila s-a îndreptat spre mormânt. Oaspeții care stăteau lângă mormânt și nu înțelegeau nimic, s-au despărțit pentru a o lăsa să treacă. De îndată ce ea a ajuns la mulțime, ea s-a închis imediat toată lumea voia să vadă ce va face medicul cu pacientul mort. Doctorul, un bărbat, a sunat la o a doua ambulanță pentru Slava și a cerut să anunțe poliția. Luda a strigat cu voce tare că băiatul pare într-adevăr în viață. La el se simțea un puls slab. Trebuie să-l salvăm de urgență. Artur a fost mutat în mașină și s-au efectuat acțiuni de resuscitare. Starea sa s-a stabilizat putem să-l ducem la spital, a anunțat medicul pentru Liza. Următoarele ore au trecut pentru Liza ca în ceață. Ea a petrecut câteva ore în holul spitalului și s-a rugat ca cu fiul ei să fie totul bine. Toată această vreme, Olga Vasilievna a fost lângă ea. i a cerut fiicei ei să explice ce s-a întâmplat și cum a aflat că Artur nu a murit. Liza i-a povestit totul. Mama ei a ascultat-o cu gura căscată. În cele din urmă, doctorul a anunțat că băiatul este stabil. El este încă inconștient, dar asta nu va dura mult. Se pare că i s-a administrat doar o doză uriașă de somnifere. Probabil a acționat un medic profesionist, el a ales foarte bine doza, dar cred că aici este implicat nu un singur specialist. A spus doctorul. Doar că nu mi este clar de ce băiatul a fost chinuit atât de mult. Știu de ce, a spus Liza. Mai bine zis, ghicesc. Acum e clar de ce Slava voia să se căsătorească cu mine așa de repede, iar eu, proastă, credeam că avem o dragoste adevărată. Olga Vasilievna a îmbrățișat-o pe fica ei și a spus să nu se mai învinovățească pentru ceea ce s-a întâmplat. Poliția l-a rupt rapid pe Slava, care a recunoscut totul. A dezvăluit planul său complet. Bărbatul spera că o mărturisire sinceră i-ar reduce pedeapsa, dar a uitat că Liza are legături și posibilități uriașe de a evita pedeapsa. Nu i-ar fi reușit în niciun caz. Slava a fost într-adevăr în complicitate cu medicii, chiar nu cu unul. Se pare că chirurgul care trebuia să opereze băiatul era un vechi prieten al lui Slava. Nu a trebuit să-l convingă mult să participe la această infracțiune dar a trebuit să se lupte cu patologul și anesterstul. Acești infractori au vrut să facă ca să-și piardă vigilența și să cadă în depresie după moartea fiului ei. Conform planului, Slava ar trebui să o consoleze pe Liza săracă. Să se căsătorească cu ea și apoi ar fi trăit cu ea. Astfel, Slava ar fi primit moștenirea și ar fi împărțit-o între ei. Chirurgul și patologul au fost arestați aproape imediat, dar anesterstul a plecat într-o călătorie în țări îndepărtate. El încă nu știa că la întoarcere îl va aștepta o celulă de închisoare. Nimeni nu l-a putut avertiza, pentru că toți participanții la crimă au fost arestați într-o singură zi. După o săptămână, chiar la aeroport, a fost arestat și el. Bărbatul s-a opus mult timp, a spus că a fost confundat cu cineva, dar împotriva lui au fost câteva mărturii ale altor participanți la crimă. Artur și-a revenit. A fost pierdut mult timp, așa că de îndată ce și-a revenit, i s-a efectuat o operatie pe coloană vertebrală. Liza pur și simplu nu-și locul în timp ce se desfășura operația. De fiecare dată îi se părea că în curând va ieși doctorul și va spune că Artur nu a supraviețuit. Când doctorul a ieșit totuși, Liza a căzut aproape în leșin. Dar el a liniștit-o. A spus că totul a mers bine. Și a ieșit din cauza faptului că totul s-a terminat. Liza a fost pe punctul să-l sărute pe doctor. Femeia nu putea să-și scoată din capacea bătrână, datorită căreia s-a aflat adevărul. Dacă nu ar fi fost această ghicitoare semiorbă. Liza și-ar fi îngropat fiul viu și apoi cine știe cum ar fi sfârșit viața ei. La urma urmei, conform planului lui Slava, ea nu trebuia să rămână în viață cu siguranță. A decis să meargă la cimitir pentru a găsi această bunică și a o mulțum. Tocmai când călătorea spre oraș, la primul semafor, a observat-o pe această ghicitoare traversând strada. Femeia a parcat mașina și s-a îndreptat spre ea. Bună ziua, Vreau să vă mulțumesc pentru ajutor, a spus Liza. Cum pot să fac asta? Nu-mi trebuie nimic, curând mi se va termina filmul, a spus bătrână. Nu vă vine să credeți, sunteți foarte tineri, sunt sigură că totul va fi bine cu voi, dar permiteți-mi să vă îmbunătățesc puțin viața, a cerut Liza. Poate aveți nevoie de un apartament sau de bani sau de altceva cereți tot ce vă vine în minte, ați salvat viața mea și a fiului meu și sunt gata să vă dau tot ce am, doar să fiți fericiți. Bătrâna a oftat adânc. Din ochii ei au curs lacrimi. Liza a oftat trist și a scos din poșetă un șervețel pentru a-l oferi ghicitoarei. El a acceptat și și-a șters cu grijă fața. Știu că mai am puțin timp. Banii și apartamentul nu-mi trebuie, le-am pe toate, spunea bătrâna. Nu numai că te-am ajutat pe tine, în lume sunt mulți oameni recunoscători, am ajutat pe alții, dar nu mă pot ajuta pe mine. Liza a observat că era foarte greu să vorbească. Se pare că era o vătămare veche care o bântuia pe nefericită de mulți ani. Bătrâna își mișca ochii albi dintr-o parte în alta, ca și cum ar încerca să se concentreze pe un singur obiect. Arată atât de nefericită, încât Liza a vrut să o îmbrățișeze și să o ascundă de acest lume crudă. Am o fică, a început să spună bunica. Ea avea și ea un dar ca al meu. Dar l-a refuzat. A spus că este pur și simplu imposibil să vezi atâta durere umană. Ne-am certat atât de tare când am aflat despre asta, încât nu ne-am mai vorbit de 20 de ani. Liza a fost îngrozită. Ea nici măcar nu putea imagina ce înseamnă să întrerup comunicarea cu o persoană dragă. I-am spus lucruri oribile, nu e de mirare că încă nu m-a iertat, a continuat povestea tristă a ghicitoarei. Știu că trăiește în sărăcie. Dar niciodată nu a acceptat ajutorul meu. Mor foarte curând. Am deja pregătit un loc. Vreau ca Alina să vină la mine măcar la înmormântare. Hai să vorbesc cu ea, să-i spun cum m-ai ajutat, a propus Liza. Și vei putea să te despărți de fiica ta. Nu vei avea timp, a clătinat din cap bunica. Prea puțin timp a mai rămas. Iată-i adresa. Spune-i te rog să vină la cimitir sâmbătă la ora 12. Ea știe unde să meargă. Liza a luat notița. În timp ce se uita la ea, bătrâna a reușit să dispară undeva. Ea nu era nicăieri, de parcă s-ar fi evaporat. Liza a decis să plece cât mai curând posibil l-a trimis pe Artur la mama ei și ea însă și-a pornit la drum. Fica bătrânei locuia într-un sat din apropierea orașului, nu a fost dificil să o găsească. Când Liza a bătut la ușa casei potrivite, a fost întâmpinată nu imediat pe prag de o femeie nu prea prietenoasă. În exterior, nu se mâna deloc cu o ghicitoare. Stăpâna casei era foarte înaltă, chiar a trebuit să-și ridice capul pentru a se uita în ochii ei. Părul femeii era negru-albastru, ceea ce făcea imaginea ei și mai înfricoșătoare. Liza s-a simțit ca o mică fetiță neajutorată lângă ea. Îmi pare rău, dar te numești Alina. A întrebat Liza. Nu i-a venit nimic altceva în minte. Femeia a dat din cap. Nu a mai întrebat și nu a spus nimic altceva. Apoi, Liza, după ce a așteptat puțin, a decis să-și explice motivul vizitei. Ea a povestit cum s-a întâlnit cu mama acestei femei, cum a scos literalmente pe Artur din mormânt și apoi a transmis ultima dorință a ghicitoarei. De-a lungul întregului discurs, Alina nu a scos niciun sunet sau mișcare. Liza chiar a crezut că nu este deloc vie, ca o păpușă de porțelan. Era destul de înfricoșător să privești această femeie înfricoșătoare. Liza a devenit neliniștită. Dar nu a întrerupt povestea nici o secundă. Așadar, a venit momentul în sfârșit, a spus în cele din urmă Alina. Liza chiar a oftat de ușurare când a auzit vocea femeii. Deși nu a înțeles ce înseamnă cuvintele ei. Se pare că Alina a observat-o, fața ei s-a îmbunătățit brusc și a decis totuși să se explice. Îmi pare rău că te-am speriat, dar este rar să avem oaspeți cu astfel de mașini, a spus Alina, arătând cu capul spre mașina Lizei. Am crezut că ești o altă burgheză urbană care vrea să afle când se va căsători. Și eu credeam că ai renunțat la abilitățile tale, a zâmbit Liza. Am renunțat, dar nu este atât de simplu pe cât mi-am imaginat, a explicat Alina. După nașterea fiului meu, forțele mi-au revenit. Mama mi-a venit în vise, a spus Alina. Ea a spus că îți va trimite o femeie să te avertizeze de moartea ei. Deci este timpul Liza a ascultat-o pe Alina ca fermecată. Dacă nu ar fi fost predicțiile bătrânei despre Artur, ar fi decis că ambele femei sunt nebune. Liza a observat ce transformare a avut loc în Alina. Ea chiar a devenit mai drăguță, vocea ei a devenit mai bălândă. Se simțea că mama ei o iubește și că și ea regretă probabil că a ținut ranchiuna atât de mult timp. Vei veni?" a întrebat-o Liza cu speranță în voce. Nu știu, a răspuns Alina și s-a întors. După ce mi-a spus toate acele lucruri, nici măcar nu-mi pot imagina cum să o iert. Dacă știți unde să mergeți, îmi puteți spune, mama dumneavoastră mi-a ajutat atât de mult, aș vrea să mă despart de ea, a cerut Liza. Alina i-a spus oaspeței cum să găsească mormântul mamei ei în cimitir. Liza a plecat puțin dezamăgită. Spera că povestea ei va înmuia starea de spirit a femeii. La urma urmei, mama ei nu a făcut nimic rău. Indiferent de cum sunt părinții, copiii nu ar trebui să-i uite. După această călătorie, Liza s-a dus imediat la mama ei. Deodată a simțit că îi este foarte dor de ea. I-a ea venit să o îmbrățișeze pe Olga Vasilievna și să-i spună cât de mult o iubește. Sâmbătă, Liza s-a trezit devreme, ca să nu întârzie la înmormântare. Ea de fapt voia să se despartă de bunică de câteva ori, femeia s-a prins că se gândește că totul este o prostie. Nici măcar nu știe dacă bătrâna a murit cu adevărat. Dar ceva îi spunea că nu trebuie să-i pună la îndoială cuvintele acestei bătrâne. A fost o surpriză pentru Liza când, pe cimitir, a văzut de fapt crucea și fotografia acelei așchicitoare. A citit chiar și plăcuțele. Acest lucru a uimit-o și pe femeie. Acolo era scris doar numele. Avdotia. Nu existau alte informații despre bătrână. Lângă mormânt era un sicriu. Dar Liza nu a îndrăznit să se apropie de el. De ceva, i s-a făcut fric. Cum e să trăiești știind cu exactitate în ce zi vei muri? În tot timpul cât se adunau aspeții, Liza încerca să găsească în mulțime doar un singur chip. Alina. Dar femeia nu a apărut niciodată. Oare va arata totuși iertarea cu mama ei? Liza a observat că erau mulți oameni care doreau să se despartă de Avdotia. Aproape toți păreau destul de binecuvântați. Judecând după mașinile lângă care a parcat, erau cu adevărat bogați. Printre oaspeți, desigur, erau și oameni simpli. Cât de mult a ajutat această mică bunică! Câte vieți a salvat! A fost o femeie minunată! Liza se uita în continuare la fețe, oftă greu și scutura din cap. Așa nu, Alina, așa nu, mormăia cu voce tare. Și eu la fel am crezut, așa că am decis să vin, a spus un glas familiar în spatele Lizei. Femeia s-a întors și a văzut în spatele ei pe Alina. A zâmbit chiar și ei. Liza a îmbrățișat-o pe fica ghicitoarei și a lăudat-o. Acum sufletul femeii s-a liniștit. Liza, totuși, s-a apropiat de sicriu. A mai mulțumit odată Avdotiei pentru ajutor și a plecat de pe cimitir. Ceea ce o preocupa cel mai mult, a aflat-o. Acum, Liza respira liniștită. A îndeplinit ultima dorință a bătrânei. Au trecut câteva luni, iar pe Artur l-au externat din spital. Se putea deplasa deja singur, dar doar cu ajutorul cârjelor toți oamenii care au încercat să-l omoare au fost arestați. Liza a vândut totuși casa și s-a mutat cu fiul ei la țară, departe de orașul zgomotos. Acolo, Liza a cunoscut un vecin, un bărbat singur care era puțin mai în vârstă decât ea. S-a dovedit că cel mai bun prieten al acestui bărbat locuia în străinătate și era proprietarul unei clinici de reabilitare. Ei ridicau pe picioare chiar și pacienți complet fără speranță. El a ajutat-o pe Liza să-l trimită pe Artur acolo. Foarte curând, băiatul s-a recuperat complet. Când Liza și Artur s-au întors acasă, femeia s-a dus imediat la vecinul ei pentru a-i mulțumi pentru ajutor. Trei ani mai târziu, Liza s-a căsătorit din nou cu același vecin. A fost o dragoste adevărată, curată și sinceră, fără nicio așteptare de beneficii din partea ambelor părți. În sfârșit, Liza și-a găsit fericirea feminină. Artur s-a împrietenit rapid cu noul iubit al mamei sale. Dar nu l-a numit niciodată tată. Mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați, să puneți like și să scrieți în comentarii. Toate cele bune.